Melomanii vâlceni sunt așteptați începând cu luna octombrie la Filarmonica Ion Dumitrescu cu spectacole dirijate de maestri renumiți. Primul concert de toamnă, Armonii și Fantezii, îl va avea ca solist pe Florin Gherghel. Pe 3 octombrie, violonistul Florin Gherghel, de fapt concert maestrului filarmonicii din Arad, după cum se vede, avem prieteni peste tot și invităm să concerteze la Râmnicu Vâlcea. Așadar, violonistul Florin Gherghel vă propune un repertoriu deosebit, un repertoriu, aș putea să spun, de foarte mare divertisment și pentru toate gusturile și la nivelul unor exigențe muzicale, să spunem, de vârf. Dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea va conduce de la pupitrul Orchestra Sinfonică, care va încheia, așa cum spuneam, concertul oferit de Florin Gherghel cu Sinfonia Clasică de Serghei Prokofiev și Suita numărul 1, Tricornul de Manuel de Falia. Așadar, un program deosebit, un program pentru început de toamnă. În data de 10 octombrie, un violoncel prin lume, cunoscutul violonist Filip Papa, vine la Râmnicu Vâlcea în compania dirijorului maestrului Gianluigi Zampieri, care vă vor propune, dacă îmi permit să spun, un potpuri de muzică de film. Practic, o să avem o muzică excepțională, o muzică deosebită, o muzică de mare plăcere pentru toți melomanii, pentru că, așa cum vă spuneam, este vorba de muzică de film, este o muzică foarte plăcută tuturor. În 17 octombrie vă așteptăm tot în sala La Hovari, pentru că, dacă nu am spus, toate concertele lunii octombrie se desfășoară în sala La Hovari, lunea de la ora 19. Și iată, ajungem pe data de 17 octombrie, când avem o trompetă magică. De ce o trompetă magică? Pentru că trompetistul Gabriel Ghearmati vine tocmai de la Satu Mare cu un repertoriu excepțional, bineînțeles, într-o primă audiție, un concert pentru trompetă foarte, foarte simpatic și foarte drăgălaș, concertul pentru trompetă de Neruda. Este o transcripție specială care s-a făcut de la instrumentul corn pentru trompetă. Maestrul Florin Totan se va afla la pupitrul Orchestrei Sinfonice. Biletele pot fi procurate de la casieria instituției și de pe site-ul bilete.ro.